Mănăstirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași, a organizat marți 8 octombrie o acțiune social-filantropică în Episcopia de Bălți, cu binecuvântarea înalpreasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În cadrul proiectului Caravana Milosteniei a așezării monahale din Dealul Mare, 2 tone de alimente au fost cumpărate și transportate la sediul Episcopiei de Bălți. Inițiativa a aparținut arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, care a fost sprijinit de câțiva fii duhovnicești și de pelerini închinători. Am revenit cu multă bucurie, ca de fiecare dată țin să mulțumesc bunului milostivului Dumnezeu care m-a ajutat să ajung și astăzi, să revin astăzi aici cu, din nou cu ajutoare cu alimente, dar în ultimul rând mulțumim tuturor credincioșilor, pelerinilor și să las la urmă pe fiii mei duhovnicești care sunt câțiva să recunosc câțiva dintre ei care fac această faptă minunată și de fiecare dată mă sprijină când fac această faptă venind spre Basarabia și nu numai în Basarabia, ci în România, unde ne ajută milostivul Dumnezeu și unde suntem chemați, unde e nevoie de ajutorul nostru. După ce alimentele au fost încărcate dintr-un centru comercial din Bălți, delegația de la Mănăstirea Hadâmbu a ajuns la sediul Episcopiei de Bălți. Aici a fost întâmpinată de către preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți. Pentru noi, Episcopia de Bălți, astăzi este o zi aparte, pentru că l-am avut în vizită pe părintele stareț Nicodim de la Hadâmbu, care și de această dată ne-a dus un dar, cum îi spunem noi, fără preț, pentru că este vorba de 2 tone de alimente, produse alimentare care vor merge către familiile care întâmpină anumite greutăți de ordin material. Nu este pentru prima dată când este în vizită părintele Nicodim la Episcopia de Bălți și de fiecare dată vine cu daruri generoase, daruri care ne ajută nouă în misiunea noastră din acest spațiu. Acțiunile social-filantropice ale Mănăstirii Hadâmbu vor continua. În această săptămână, Mănăstirea Hadâmbu va transporta un nou lot de alimente pentru sinistrații din județul Galați.